Este cunoscut că majoritatea câinilor de companie erau plimbați în parcul Chindia, iar în conformitate cu legislația în vigoare, securitatea oamenilor se realiza prin utilizarea de lese și bodnițe, în caz contrar proprietarii fiind pasibili de amenzi. În același timp, se punea problema resturilor biologice care puteau ajunge în contact cu persoanele care se plimbau prin parc sau chiar cu copiii care se jucau pe zonele verzi. Conducerea primăriei Târgoviște a găsit o soluție și anume amenajarea unui parc pentru câini, amplasat în parcul Chindia, împrejmuit, în care oamenii și câinii lor se pot juca și socializa fără lesă. Un astfel de loc în care animalele de companie își pot consuma energia oferă o multitudine de beneficii pentru câini, proprietarii lor, dar și pentru comunitatea ca întreg. Pentru accesul în parcul pentru câini există și un regulament. Accesul câinilor este permis numai dacă au carnet de sănătate cu vaccinurile la zi și sunt însoțiți de persoane în vârstă de peste 18 ani. Totodată, câinii de rasele considerate prin lege periculoase trebuie să aibă botniță.